Anual, în data de 24 ianuarie, românii sărbătoresc unirea principatelor române din anul 1859, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Unirea statelor Moldova și Țara Românească reprezintă prima etapă în crearea statului unitar român modern. Așadar, și anul acesta, pe un frig năpraznic, aproape 200 de telormăneni s-au adunat în jurul statuii lui Alexandru Ioan Cuza din Alexandria pentru a sărbători Mica Unire. Sărbătoarea a început cu intonarea imnului României, după care a fost susținută o slujbă religioasă de către un sobor de preoți de la Catedrala din Alexandria. Organizatorii momentului solemn au fost instituția prefectului județului Telorman, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Alexandria, Episcopia Alexandriei și Telormanului, dar și Garnizoana Alexandria. În cadrul ceremoniei, prefectul județului Telorman, Haralambie Epure, a dat citire mesajului transmis de premierul Nicolae Ciucă. Rădăcinile României europene se regăsesc în unirea principatelor române, act vizionar realizat prin unitatea de voință în jurul valorilor și obiectivelor comune. Au mai susținut discursuri Adrian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean, și viceprimarul Alexandriei, Augustin Ioan. 24 ianuarie este ziua în care națiunea română sărbătorește unirea principatelor și pe Domnul Unirii. Se împlinesc 164 de ani de la unirea principatelor române, moment decisiv pentru formarea statului național unitar român. Aducem astăzi un omagiu de suflet triumfului împlinirii unui ideal strălucit, unirea românilor din cele două principate, Moldova și Țara Românească. Cred că este un bun moment în care să ne reamintim reperele în jurul cărora s-a constituit și a supraviețuit națiunea română, credința și cultura, dar și idealurile năzuite de făuritorii unirii, respectul legii, cinstea, corectitudinea, solidaritatea comunitară. Instituțiile publice au depus coroane de flori la monumentul închinat domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Partidelor politice le-a venit rândul să depună coroane, gerbe și buchete de flori la finalul evenimentului. În ciuda puținelor grade din termometre, atmosfera a fost încălzită de artiștii ansamblului Burnasul. Hai să vindem ora! Cu mic, cu mare, cei prezenți la festivitate s-au prins într-o horă potrivit tradiției.